atunci când uităm de pielea corpului, ajungem la ceea poate să fim foarte îngrijiți la față, dar nu așa de frumoase sunt mânuțele, nu așa de plăcută este pielea la atingere. Pur și simplu simțim un disconfort la nivelul pielei, fie mânuțele, picioarele. De ce este foarte important ca și pielea corpului nostru să fie îngrijită, protejată, să se mențină frumoasă, tânără și, așa cum am spus, plăcută la atingere. Deci este foarte simplu de îngrijit pielea, dar secretul frumuseții este între aceea ca acest proces să fie regulat, zilnic, repetat. Ca să vorbim de etape de îngrijire, folosim curățarea, folosim hidratarea, nutriție și câteodată exfolierea. Produsele Numismed Urea, care eu vreau astfel le prezint, sunt destinate special pentru îngrijirea pielii, uscate, sensibile. Ceea ce ține de curățare, avem un gel de curățare, recomandat pentru curățarea și feței și corpului, cu o componență foarte blândă și delicată. Ingredientul de bază urea, care este în concentrație de 5%, este un ingredient higroscopic. Ce înseamnă? Este un ingredient care menține apa în celule, în epidermul. În primul rând, el este hipoalergic, deoarece nu conține parfum. Asta pot zice despre toate produsele cu uree, ele nu sunt parfumate. Apoi, următoarea etapă este hidratarea sau nutriție. Faceți-vă o regulă, poate nu zilnic, dar de 2-3 ori pe săptămâni se aplicați cremuța de corp pe corp. Dacă vreți să aveți pielea îngrijită, catifilată. Eu vă prezint o cremă, o loțiune universală. Poate fi utilizată pentru oricine, copii, adulți, chiar și bebelușii, pentru că este un produs universal pentru îngrijirea cu efect hidratant, calmant, revigorant. Din gama Numismed pentru îngrijirea corpului mai avem și un lapte, 10% urie. Deci acest produs este recomandat deja persoanelor care au o uscăciume foarte, foarte pronunțată. Aceea descoamare, acelea celule moarte acumulate pe suprafața pielii poate fi utilizată local pe zonele foarte aspre, aceleași genunchi, coate, palme, călcâi, sau pe întreg corp, pentru cazuri când nu ne-am păzit, avem niște mânuți foarte, foarte uscate, iritate, crăpate, chiar poate fi și cu dermatite, cu simptomele mai pronunțate a pielii traumate, așa să zicem. Avem așa un produs ca balzam reparator de la Numismed. 10% de uree, efect hidratant. Pe lângă aceasta avem pantenol, același care ne revigorează leziunile. Avem glicerina vegetală, este un ingredient foarte, foarte important, acela care face o peliculă invizibilă, care permite pielii să fie protejată de factorii vitregi ale mediului. Ce avem noi pentru îngrijirea piciorușilor? Avem două produse. Balzam reparator, iarăși, pentru picioare cu 10% uree este un produs care ajută să reducem pielea uscată, aspră, cu crăpături medii minore. Și mai avem un produs cu concentrația de uree 25%, este un produs de tratament. Poate aveți persoane, mama, bunica, foarte des, cu problema hiperkeratozei. Ce este hiperkeratoza? Este pielea îngroșată, aspră, cel mai des în zona călcâilor, cu crăpături foarte adânci. Niciodată n-am atras într-atât de mult atenție mâinilor, corpului, de obicei, ca toate fetele, fața. De ce mi s-a părut interesant și acest curs, la care am aflat ulterior foarte utilă informație.